Celulita, da, este veșnica bătaie de cap a femeilor, în unele cazuri și a bărbaților. Vestea proastă este că fiecare dintre noi poate fi victima celulitei, din această cauză suntem mereu în căutare de remedii împotriva acestei probleme atât de inestetice și atât de desrăspândite. De la mituri la soluții eficiente, căutările pot ține la nesfârșit, însă nu și dacă apelez la specialiștii din domeniul medical. Dr. Dana Bratu ne ajută din nou. Fiecare femeie s-a luptat cel puțin o dată în viață cu celulita. Despre această afecțiune au curs râuri de cerneală cu vești mai mult sau mai puțin bune, mai mult sau mai puțin adevărate. Medicul Dana Bratu a fost alegerea noastră pentru a elucida cele mai controversate mituri despre celulită. Se pare că toate femeile vor face un grad de celulită la un moment dat. Peste 99% din femei se confruntă cu celulită, în special în momentul în care trecem prin sarcină sau ne apropiem de menopauză. Este adevărat că femeile sunt mult mai afectate decât bărbații, pentru că noi avem un hormon numit estrogen. Și estrogenul ne ajută să depunem țesut adipos. Un alt mit este că pierderea în greutate înseamnă mai puțină celulită. Chiar dacă persoanele supraponderale se confruntă mai des cu celulită, cam toate femeile vor avea parte de așa ceva la un moment dat în viață. Însă este adevărat că în momentul în care slăbim, celulele adipoase se micșorează și atunci aspectul celulitei se îmbunătățește. Există oare întotdeauna o cauză a celulitei? Celulita are mai multe cauze, nu doar una singură. Vorbim atât de factori de tip predispoziția genetică, dar și factori care țin de sedentarism, factori care țin de activitatea hormonală, de consumul de medicamente, spre exemplu persoane care iau contraceptive sunt mai predispuse să facă celulită și de stilul nostru de viață. Fumătoarele fac mai multă celulită. Nimic nu poate înlătura celulita. Este o afirmație care ne sperie, nu? Să aflăm cât este de adevărată. Din fericire, avem soluții pentru îmbunătățirea aspectului celulitei. Vreau să știm cu toții că este un lucru pe care îl avem în mod normal și nu îl vom putea îndepărta în totalitate. Însă putem să lucrăm la îmbunătățirea aspectului. Doar persoanele în vârstă au celulită. Este o afirmație care ar bucura femeile tinere, dacă ar fi adevărată. Însă, la persoanele în vârstă, celulita este într-adevăr mai vizibilă și asta se datorează faptului că pielea își pierde din fermitate, colagenul se împuținează, pielea devine mai subțire și atunci panicurile adipoși care herniază printre septurile fibroase devin mai vizibile. Deci aspectul de coajă de portocală este mai evident, dar asta nu înseamnă că doar persoanele în vârstă au celulită. Se apropie sezonul estival și am vrea să credem că bronzul reduce aspectul de celulită. Ce spune medicul dermatolog? Bronzul poate să reducă aspectul de celulită, dar nu va reduce niciodată celulita. În plus, radiațiile ultraviolete nu vor face decât să traumatizeze pielea, așa că ceea ce ne place o perioadă scurtă de timp, și anume aspectul pielii bronzate, va degrada tegumentul în timp și celulita se va agrava. Cremele anticelulită nu funcționează, ar putea fi o afirmație care să ne salveze bugetul. Este un mit sau o afirmație corectă? Niciun produs aplicat topic nu poate să penetreze bariera pielii. Pielea noastră este un organ mare care are scopul de a ne proteja împotriva agenților din exterior, astfel încât dacă o cremă ar penetra prin piele, înseamnă că am avea o traumă, am avea o arsură, am avea o fisură la nivel cutanat. Deci trebuie să fim realiști, să înțelegem că produsele pe care le aplicăm pe piele nu pot ajunge până în stratul profund adipos, încât să elimine celulele grase. Avem de a face cu 4 tipuri de celulită, de la celulita stadiul 1 sau edematoasă, aceea care apare când ciupim pielea, până la celulita fibroasă cu micro și cu macronodul, care este vizibilă tot timpul. Aceste 4 stadii de celulită sunt caracteristice în special femeilor și trebuie să știm că noi putem, cu ajutorul unor soluții de cabinet, dar și la domiciliu, să trecem dintr-un stadiu mai agresiv al celulitei într-un stadiu inferior. Toate umflăturile sunt un fel de celulită. Nu tot ceea ce vedem denivelat pe piele înseamnă celulită. Există anumite afecțiuni precum lipomatoza, lipoame, care sunt tumorete benigne la nivelul pielii, ce dau un aspect de coajă de portocală. Acestea vor trebui eliminate chirurgical după un diagnostic corect în cabinetul medicului dermatolog. Sunt puțini oameni care dezvoltă celulită. Este o afirmație care ar stârni multă invidie dacă ar fi adevărată.
majoritatea persoanelor vor dezvolta celulită și este bine să ne pregătim psihologic pentru această etapă a vieții noastre. Este foarte bine să știm că ne vor influența factorii hormonali precum sarcina, pentru că putem din stadii incipiente să prevenim agravarea ei. Doar femeile fac celulită este mitul care ar trebui să nu relaxeze prea tare bărbații. Femeile sunt mai predispuse să facă celulită din cauza hormonilor estrogeni, dar și bărbații au început să dezvolte celulită odată cu înaintarea în vârstă, prin degradarea colagenului de la nivelul pielii, dar și prin surplusul ponderal, sedentarismul, alimentația neechilibrată, lipsa sportului practic, face ca și bărbații se confrunte cu astfel de probleme în zonele bogate adipoase, în special pe zona feselor, coapse sau abdomen. Persoanele cu celulită trebuie să fie precaute înainte de a încerca anumite proceduri chirurgicale sau suplimente alimentare. Suplimentele alimentare nu ne vor ajuta să scăpăm de celulită, ne ajută însă un stil de viață sănătos, tratamentele de cabinet care fac lipogeneză, adică micșorează grosimea panicului adipos, dar și tratamentele chirurgicale, precum lipoaspirație, care mecanic creează o subcizie, adică distrug septurile fibroase prin care herniază panicurii adipoși și în același timp elimină definitiv celulele adipoase. Ce putem face acasă cu rezultatele reale în încercarea de a scăpa de celulită, dar și ce soluții eficiente găsim în cabinetul medicului dermatolog pentru a estompa vizibil efectul celulitei? Dacă ne confruntăm cu o celulită în stadii incipiente sau o celulită edematoasă, care apare în mod special din cauza retenției limfatice, ar trebui să fim mai activi, să pompăm sângele mai mult către inimă. Asta înseamnă să mergem mai mult pe jos, mai mult pe vârfuri, să urcăm scări și astfel pompa musculară de la nivelul gambelor va face ca sângele să se întoarcă mai ușor și celulita să nu se depună așa de ușor. Dacă vorbim însă de o celulită mai avansată, cu micro sau cu macronoduli, trebuie să știm că ne ajută și masajul, dar mai ales o dietă echilibrată, să încercăm să evităm carbohidrații care vor stimula hiperinsulinemia și practic depunerea de țesut adipos. Iar apoi, bineînțeles, procedurile care să folosească microunde, acestea vor elimina definitiv celulele adipoase sau în stadii foarte avansate, apelăm la medicul chirurg. Din fericire, putem să apelăm la tratamente care să ne ajute în trei direcții mari. Odată, slăbirea localizată, care duce și la slăbire circumferențială, îmbunătățirea aspectului de coajă de portocală prin netezirea pielii, dar și îmbunătățirea fermității pielii, pentru că dacă pielea noastră este mai bună, calitativ, este mai fermă, aspectul de celulită nu va mai fi așa de evident. O temere pe care femeile o au este aceea că odată oprit tratamentul, efectul de coajă de portocală se va întoarce. Ce recomandă medicul Dana Bratu? Având în vedere că celulita se agravează odată cu trecerea timpului, prin scăderea pe fermității pielii, ne așteptăm și la o continuare a agravării ei dacă noi ne vom opri din aceste proceduri. Deci odată ce am început tratamente care să vizeze îmbunătățirea celulitei, ar fi bine să ne gândim la un plan pe termen lung care să și întrețină efectul. Tratamentele moderne vizează proceduri care se vor efectua destul de rar, adică nu sunteți legați de cabinetul dermatologic săptămânal, se fac proceduri lunare, o dată pe lună și pachetele pe care noi le-am gândit pentru pacienți sunt de 4 ședințe la interval de 3 săptămâni, o lună, după care vom face o pauză, vom evalua rezultatul și vom reveni la control după 3 luni. Masajul este indicat atât între ședințele de tratament, dar și între pachetele de ședințe pe care le aveți de făcut. Noi recomandăm o dată pe zi un masaj simplu la domiciliu, în special pe zona tratată, coapse, abdomen, fese. Este important să fim informați și să știm care sunt așteptările realiste pe care le poate avea o femeie trecută de 50 de ani cu celulită de grad 4. Dacă vorbim de o celulită avansată de grad 4 cu macronoduli, trebuie să ne așteptăm la o îmbunătățire de un stadiu maxim 2, adică nu va dispărea în totalitate. Iar în acest stadiu, de regulă, tratamentele combinate sunt mai eficiente decât o singură procedură. Facem inclusiv lipoaspirație asociată cu radiofrecvență, pentru că acea tehnică de subcizie va reuși să distrugă septurile fibroase.